Evanghelia după Luca, 19:5. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Deși credem că sunteți în general bine instruiți în doctrinele Evangheliei veșnice, ne aducem mereu aminte, în urma discuțiilor cu noi convertiți, că este absolut necesar să repetăm lecțiile anterioare, să susținem și să argumentăm din nou și din nou acele doctrine care stau la baza religiei noastre sfinte. De aceea, prietenii noștri care au învățat cu ani în urmă marea doctrină a chemării eficace vor crede că predica mea simplă în această dimineață va fi pentru cei tineri în credință, ca ei să înțeleagă mai bine acest măreț început al lucrării lui Dumnezeu în inimă, chemarea eficace a oamenilor prin Duhul Sfânt. Mă voi folosi de întâmplarea cu Zacheu ca o măreață ilustrație a doctrinei chemării eficace. Vă amintiți întâmplarea? Zacheu a fost curios să vadă pe minunatul om Iisus Hristos, care întorcea lumea cu susul în jos și provoca o frământare imensă în mințile oamenilor. Uneori noi considerăm curiozitatea a fi greșită și spunem că este păcat să vii la casa Domnului din acest motiv. Nu sunt foarte sigur că ar trebui să ne hazardăm în astfel de afirmații. Motivul nu este unul păcătos, dar nici virtuos, deși deseori curiozitatea s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni aliați ai Harului. Zacheu, mânat de acest motiv, a dorit să-L vadă pe Hristos, dar erau doar două piedici în calea lui. Prima a fost mulțimea mare de oameni care îl împiedica să ajungă în apropierea Mântuitorului. A doua, el era atât de scund încât nu avea nicio șansă să se ridice peste capetele mulțimii pentru a-l zări cât de puțin. Ce a făcut el? A făcut ce fac băieți Andrei, pentru că băieții din antichitate erau fără îndoială exact ca și cei de azi. S-au cățărat în crengile copacilor ca să-l vadă pe Iisus cum trece. Deși era un om în vârstă, el a sărit sus și s-a așezat printre copii. Aceștia erau destul de speriați de încruntatul bătrân colector de taxe, de care le era frică părinților lor, pentru a nu-l împinge jos sau a-i face alte șotii. Uitați-vă la el, cu ce neliniște privește în jos, să vadă care este Hristos, pentru că Mântuitorul nu avea vreo înfățișare pompoasă care să-l deosebească. Nimeni nu mergea înainte sa cu un toiac de argint, nu ținea în mână niciun toiac episcopal de aur, nu avea haine pontificale. De fapt, el era îmbrăcat la fel ca și cei din jurul lui. Avea o haină ca unui țăran obișnuit, făcută dintr-o singură bucată de sus până jos. Zacheu abia putea să-l deosebească. Totuși, înainte ca el să-l vadă, Hristos și-a fixat privirea asupra lui și, oprindu-se sub pom, s-a uitat în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu coboară, Hristos merge la el acasă, Zacheu devine ucenicul lui Hristos și intră în împărăția cerurilor. În primul rând, chemarea eficace este o manifestare a Harului lui Dumnezeu. Vă puteți da seama de aceasta din faptul că Zacheu era tipul de om despre care am presupune că ar fi ultimul care să fie mântuit. El locuia într-un oraș păcătos, Ierihon, un oraș care a fost blestemat și nimeni nu-și imagina ca cineva care era din Ierihon să fie mântuit. În apropiere de Ierihon a căzut omul între tâlhari. Nu credem că Zacheu a fost implicat în acel incident, dar unii, deși erau colectori de taxi, erau de asemenea hoți. Ne-am putea aștepta mai degrabă la convertiții din zona de la periferia orașului, unde se adună cerșetorii și oamenii străzii, sau din părțile rău famate ale Londrei, din cele mai rele și depravate hrube ale infamiei, mai degrabă decât din Ierihonul acelor zile. Ah, frații mei, nu contează de unde veniți. Poți veni de pe una din cele mai murdare străzi, dintr-una din cele mai rele spelunci ale Londrei. Dacă Harul Eficient te cheamă, aceasta este o chemare eficace, care nu face deosebire între locuri. De asemenea, Zacheu a avut o slujbă din calea afară de rea și probabil că înșela oamenii pentru a se îmbogăți. Într-adevăr, atunci când Hristos a intrat în casa sa, exista un murmur general că el a mers să fie oaspetele unui păcătos. Dar, fraților, Harul nu face deosebire. Nu pune preț pe rangul persoanelor, ci Dumnezeu cheamă pe cine voiește. Și el l-a chemat pe cel mai rău dintre colectorii de taxe, din cel mai rău oraș, din cea mai rea meserie. În plus, Zacheu a fost unul dintre aceia care vor fi cel mai puțin probabil mântuiți, fiindcă era bogat. Este adevărat, atât bogații cât și săracii sunt bineveniți. Niciunul nu are vreo scuză dacă dispere datorită condiției sale. Totuși, este adevărat că nu mulți oameni mari în felul lumii, nu mulți puternici sunt chemați, ci Dumnezeu a ales săracii lumii acesteia, bogați în credință. Dar Harul nu face nicio deosebire aici. Bogatul Zacheu este chemat din copac, vine jos și este mântuit. Mă gândeam că unul din cele mai mari exemple ale bunăvoinței lui Dumnezeu este acela că el se poate uita în jos la om. Dar vă spun că a fost o mai mare bunătate decât aceasta atunci când Hristos a uitat în sus ca să-l vadă pe Zacheu. Dumnezeu privind în jos la creaturile sale, aceasta este milă. Dar Hristos umilindu-se pe sine atât de mult încât el să privească în sus la una din propriile sale creaturi, aceasta este milă într-adevăr. Vai! Mulți dintre voi v-ați cătărat în copacul propriilor voastre fapte bune și v-ați cocoțat pe crengile faptelor voastre sfinte și vă puneți încrederea în voința liberă a sărmanei creaturi sau vă bazați pe vreo maximă lumească.
Cu toate acestea, Hristos se uită în sus, chiar și la păcătoși și aroganți și îi cheamă să coboare. Dă-te jos, spune el. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dacă Zacheu ar fi fost un om smerit, așezându-se la marginea drumului sau la picioarele lui Hristos, noi am fi admirat atunci mila lui Hristos. Dar aici el este înălțat, iar Hristos privește în sus spre el și îl poftește să coboare. În al doilea rând, apoi, aceasta a fost o chemare personală. În pom erau băieți la fel ca și Zacheu, dar nu a fost nicio greșeală în ce privește persoana chemată. Chemarea a fost: Zacheie, dă-te jos de grabă. Sunt și alte chemări menționate în Scriptură. Despre acestea se spune: mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Acum, aceasta nu este o chemare eficace avută în vedere de apostol când spune: pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Da, există o chemare generală, pe care cei mai mulți, ba chiar toți oamenii o resping, dacă nu este urmată de chemarea personală, individuală, care ne face creștini. Voi îmi sunteți martori că o chemare personală v-a adus la Salvatorul vostru. Prin vreo predică v-ați dat seama că sunteți fără îndoială persoana vizată. Textul poate a fost: tu ești Dumnezeul care mă vede. Și poate că predicatorul accentua cuvântul mă, așa încât te gândeai că ochiul lui Dumnezeu este fixat asupra ta. Și înainte să se sfârșească predica, în gând îl și vedeai pe Dumnezeu deschizând cărțile pentru a te condamna. Iar inima îți șoptea: poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul. Puteai fi cocoțat pe fereastră sau înghesuit pe culoar, dar ai avut o convingere solemnă că acea predică a fost rostită pentru tine și nu pentru altcineva. Dumnezeu nu-și cheamă poporul său cu grămada, ci unul câte unul. Iisus i-a zis: Marie. El s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Iisus i-a văzut pe Petru și Ioan care pescuiau pe lac și le-a zis: veniți după mine. El a văzut pe Matei stând la masa sa de contabil și i-a zis: ridică-te și vino după mine. Și Matei a făcut așa. Când Duhul Sfânt vine în casa unui om, săgeata lui Dumnezeu îi străpunge inima. Nu îi zgârie doar coiful sau îi lasă vreo urmă pe armură, ci pătrunde printre încheieturile armurii, intrând în măduva sufletului. Ați resimțit, dragi prieteni, acea chemare personală? Vă aduceți aminte de vocea care vă spunea: ridică-te, El te cheamă? Poți tu privi înapoi spre clipa în care ai spus: Domnul meu, Dumnezeul meu? Când știai că Duhul se lupta cu tine și când ai spus: Doamne, vin la tine pentru că știu că Tu mă chemi? Eu vă pot chema pe toți o veșnicie, dar dacă Dumnezeu cheamă pe cineva, atunci acea chemare va fi mai eficientă decât chemarea mea generală adresată mulțimilor. În al treilea rând, chemarea eficace este o chemare urgentă. Zacheie, dă-te jos, de grabă! Păcătosul, când este chemat de un slujitor obișnuit, răspunde: mâine. El ascultă o predică și spune: mă voi întoarce la Dumnezeu și eu cândva. Lacrimile îi curg pe obraz, dar ele sunt șterse îndată. Poate apare și ceva bunătate, dar ca norul de dimineață, aceasta este împrăștiată de soarele ispitei. El spune: din acest moment făgăduie să mă schimb. Încă o dată nu mai mă voi complace în păcatul meu favorit și după aceea voi renunța la poftele mele și mă voi hotărâ pentru Dumnezeu. Of! Dar aceasta este doar chemarea unui slujitor și nu este bună de nimic. Iadul, se spune, este pavat cu intenții bune. Aceste intenții bune iau naștere prin chemarea generală. Drumul spre pierzanie este presărat peste tot cu ramurile copacilor în care s-au urcat oamenii, pentru că ei aruncă ramurile, dar ei și nu coboară. Paiele așezate la ușa unui bolnav fac ca roțile să nu scârție așa de tare. Deci, sunt unii care își aștern calea cu promisiuni de pocăință și așa se duc mult mai ușor și mai silențios în jos spre pieire. Dar chemarea lui Dumnezeu nu este pentru mâine. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare. Evrei 3, de la 7 la 9. Harul lui Dumnezeu întotdeauna vine cu repeziciune și dacă tu ești atras de Dumnezeu, tu vei alerga după Dumnezeu și nu vei discuta de amânări. Mâine nu se află înscris în almanacul timpului. Mâine se găsește doar în calendarul lui Satan și nicăieri altundeva. Mâine este o stâncă albită de oasele marinarilor care s-au izbit de ea. Mâine este lumina jefuitorului strălucind la țărm, ademenind sărmanele corăbii spre pierzare. Mâine este graalul prostului care se află la capătul curcubeului, dar pe care nimeni nu l-a găsit. Mâine este insula plutitoare, care niciodată nu a fost văzută. Mâine este un vis, mâine este o înșelăciune, mâine, da. Mâine se poate să deschizi ochii în iad, fiind în chin. Ceasul de acolo spune azi, totul strigă astăzi. Și Duhul Sfânt care încuvințează aceste lucruri spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Păcătoșilor, sunteți voi dispuși să-L căutați pe Mântuitorul? Rostiți voi acum o rugăciune? Spuneți voi acum sau niciodată? Trebuie să fiu mântuit acum? Dacă da, atunci eu nădăjduiesc că aceasta este o chemare eficace, fiindcă Hristos, când cheamă eficace, spune: Zacheie, dă-te jos de grabă. În al patrulea rând, chemarea eficace este o chemare umilitoare. Zacheie, dă-te jos. De multe ori când un predicator îi chema pe oameni la pocăință cu o chemare care îi făcea mândri, înălțându-i în proprii lor ochi, făcându-i să zică: mă pot întoarce la Dumnezeu oricând vreau eu, pot să fac asta și fără influența Duhului Sfânt. Ei au fost chemați spre înălțare, nu spre coborâre. Dumnezeu întotdeauna smerește pe păcătos. Să nu-mi amintesc eu când mi-a spus Dumnezeu să cobor?
Unul din primii pași pe care a trebuit să-i fac a fost să mă dau jos din faptele mele bune. Și ah, ce cădere a fost asta! Te-am smuls din faptele tale bune, acum te voi smulge din propria suficiență de sine. Am mai căzut încă o dată și eram sigur că am ajuns jos de tot. Dar Hristos mi-a spus, coboară! Și l-a făcut să cobor până într-un punct în care mă simțeam vrednic de a fi mântuit. Coboară, Domnule, mai coboară încă! Și am tot coborât până ce a trebuit disperat să dau drumul fiecărei crengi a copacului speranțelor mele. Atunci am spus, nu mai pot să fac nimic, sunt ruinat. Apele îmi treceau peste cap și am fost lăsat fără lumina zilei, astfel că mă vedeam pe mine ca un străin de adunarea lui Israel. Coboară și mai jos, încă mai jos, Domnule, tu încă ești prea mândru pentru a fi mântuit. Atunci am fost coborât până la pământ ca să-mi văd depravarea, răutatea, ticăloșia. Coboară, îți spune Dumnezeu atunci când vrea să te salveze. Acum, păcătoși mândri, nu vă este de niciun folos să fiți mândri, să faceți pe grozavii în copaci. Hristos vrea să coborâți. O, tu care locuiești cu vulturii pe stânca abruptă, tu vei coborâ din înălțimea ta, tu vei coborâ prin har. Sau vei fi coborât cu mânie într-o zi. El coboară pe cei mari din locul lor și înalță pe cei smeriți și umili. În al cincilea rând, chemarea eficace este o chemare iubitoare. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Vă puteți ușor imagina cum s-au schimbat la față cei din mulțime. Ei gândeau că Hristos este cel mai bun și mai sfânt om și erau gata să-l facă rege. Dar el a zis, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Era acolo un evreu sărac care a fost în casa lui Zacheu. El a stat pe covor, după cum se spune la sat când ești adus înaintea justiției, și își amintea ce fel de casă era aceasta. El își amintea cum a fost dus acolo și concepția sa despre acel loc se asemăna cu cea a unei muște despre plasa păianjenului după ce scapă de acolo. Era acolo altul care a fost deposedat de aproape toate proprietățile sale. Ideea pe care o avea despre a merge în casa lui Zacheu era similară cu intrarea în bârlogul leilor. Cum au spus ei? Poate să meargă un astfel de om sfânt într-un asemenea bârlog, unde săracii și nenorociții de noi am fost tratați aspru și jefuiți. A fost destul de rău pentru Iisus să vorbească cu el la copac. Dar însă și ideea de a merge în casa lui? Toți murmurau la faptul că el urma să fie oaspetele unui om păcătos. Ei bine, eu știu cam ce au gândit unii ucenici. Ei creau că este foarte imprudent. Îi poate leza caracterul și poate ofensa poporul. Ei gândeau că trebuia să-l întâlnească pe acest om noaptea, la fel ca pe Nicodim, și să-i ofere o audiență atunci când nimeni nu îl vede. Dar a recunoaște public un astfel de om era cel mai imprudent act pe care el ar fi putut comite. De ce a acționat Hristos într-un asemenea mod? Deoarece voia să-l cheme pe Zacheu cu o chemare iubitoare. Eu nu vin să stau la tine în prag sau să-ți privesc prin fereastră, ci vin înăuntru casei tale. Aceeași casă unde plânsul văduvelor ți-a avuns la ureche fără să-l iei în seamă. Eu vin în salonul tău unde plânsul orfanilor nu ți-a mișcat niciodată inima. Eu vin acolo unde tu, ca un leu flămând, ți-ai devorat prada. Eu vin acolo unde tu ți-ai înnegrit casa făcând-o infamă. Eu vin în locul de unde strigătul s-a înălțat până la cer, stors de pe buzele acelora pe care tu i-ai asuprit. Eu vin în casa ta și îți dau o binecuvântare. Ah, câtă dragoste a arătat! Sărmane păcătos, stăpânul meu este un stăpân plin de afecțiune. El va veni în casa ta. Ce fel de casă ai tu? O casă pe care ai făcut-o mizerabilă prin beția ta? O casă pe care ai pângărit-o cu necurăția ta? O casă pe care ai spurcat-o cu blestemele și înjurăturile tale? O casă în care practici o meserie rea de care ai fi bucuros să scapi? Hristos spune, voi veni în casa ta. Și știu câteva case care erau înainte bârloguri ale păcatului și în care acum Hristos vine în fiecare dimineață. Soțul și soția, care odată erau învrăjbiți și se încăierau, acum își pleacă genunchii împreună în rugăciune. Hristos vine acolo la prânz când muncitorul se întoarce acasă pentru a mânca. Unii din ascultătorii mei pot rare ori să meargă acasă o oră pentru a servi prânzul, dar întotdeauna își fac timp pentru rugăciune și citirea scripturilor. Hristos vine la ei. Acolo unde pereții erau umpluți cu cântece senzuale și imagini triviale, acum este un almanac creștin într-un loc, o Biblie pe screen și deși locuiesc într-o singură cameră. Dacă un înger ar veni acolo și Dumnezeu ar zice ce ai văzut în acea casă, el ar putea spune. Am văzut mobilă bună pentru că acolo este o Biblie. Aici acolo câte o carte religioasă, imaginile murdare sunt date jos și arse, acum nu mai sunt cărți de joc în șifonierul omului. Hristos a venit în casa ta. O, ce binecuvântare că noi putem avea un Dumnezeu al casei noastre, la fel ca romanii. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al casei, el vine să locuiască cu poporul său. El iubește corturile lui Iacov. Acum, sărmane păcătos drânțăros, care locuiești în cele mai murdare spelungi ale Londrei. Dacă ești cumva aici, Iisus îți spune, Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. În al șaselea rând, chemarea eficace nu este doar una iubitoare, ci este o chemare care rămâne. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. O chemare generală sună cam așa, astăzi voi intra la tine în casă pe o ușă și voi ieși pe alta. Chemarea adresată tuturor oamenilor prin Evanghelie este o chemare care acționează asupra lor doar pentru un timp și după aceea se stinge. Dar chemarea mântuitoare este o chemare care rămâne. Când Hristos vorbește, el nu zice doar, grăbește-te, Zacheu, și coboară, pentru că eu doar vreau să arunc o privire în casa ta. Nu! El zice, trebuie să rămân în casa ta. Eu vin să stau să mănânc și să beau cu tine. Eu vin să cinez cu tine.
Astăzi trebuie să rămân în casa ta. A, spune cineva. Nu aveți idee, domnule, de câte ori am fost cercetat. Adeseori am fost convins în mod solemn și am crezut că sunt mântuit cu adevărat. Dar toate acestea s-au dus. Asemenea unui vis. Când se trezește cineva, tot ce a visat dispare, la fel a fost și cu mine. O, sărmane suflet, nu dispera. Simți lupta harului atotputernic în inima ta îndemnându-te să te pocăiești astăzi? Dacă da, aceasta va fi o chemare care rămâne. Dacă Iisus este acela care lucrează în sufletul tău, El va veni, va zăbovi în inima ta și te va consacra pentru sine pentru veșnicie. El spune, voi veni și voi locui cu tine pentru veșnicie. Eu voi veni și voi spune, aici eu mă voi așeza să mă odihnesc și nu voi mai pleca. Nu voi mai fi străin sau oaspete, ci stăpânul acestei case. A, vei spune, aceasta doresc, eu vreau o chemare care rămâne, ceva care dăinuie. Eu nu vreau o religie care să se decoloreze, ci una care culoare rămâne. Ei bine, cu astfel de chemare cheamă Hristos. Slujitorii lui nu o pot da. Dar când Hristos vorbește, El vorbește cu putere și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. În al șaptelea rând există un lucru pe care nu-l pot uita și anume că aceasta a fost o chemare necesară. Doar recitiți textul. Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu era ceva ce el ar fi putut să facă sau să nu facă. A fost o chemare necesară. Mântuirea unui păcătos este la fel de necesară pentru Dumnezeu, precum împlinirea legământului potrivit căruia ploaia niciodată nu va mai aneca pământul. Mântuirea fiecărui copil al lui Dumnezeu răscumpărat prin sânge este un lucru necesar din trei motive. Este necesar pentru că este scopul lui Dumnezeu, este necesar deoarece este achiziția lui Hristos, este necesar fiindcă este promisă de Dumnezeu. Este necesar pentru copilul lui Dumnezeu să fie mântuit. Unii teologi gândesc că este foarte greșit să accentuez cuvântul trebuie, în special în pasajul unde se spune el trebuia să treacă prin Samaria. Păi, spun ei, el trebuia să treacă prin Samaria deoarece nu era un alt drum pe care ar fi putut merge. De aceea el a fost obligat să meargă pe acel drum. Da, domnilor, fără îndoială, răspundem noi. Dar poate că acolo mai exista și un alt drum. Providența a făcut în așa fel încât el a trebuit să treacă prin Samaria și Samaria trebuia să se afle pe ruta pe care el a ales-o. Așa că tot v-am prins. El trebuia să treacă prin Samaria. Providența l-a direcționat pe om să construiască Samaria chiar pe acea rută și harul l-a constrâns pe Mântuitorul să meargă în acea direcție. Nu a spus, Zacheie, dă-te jos, pentru că aș putea rămâne în casa ta, ci trebuie. Mântuitorul a simțit o constrângere puternică. La fel cum este necesar ca omul să moară, ca soarele să ne lumineze ziua, iar luna noaptea, la fel de necesar este ca fiecare copil al lui Dumnezeu răscumpărat prin sânge să fie mântuit. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și ah, când Domnul ajunge aici, la faptul că El trebuie să vină și are să vină, ce mare este acest lucru pentru sărmanul păcătos. Uneori ne întrebăm, să-L las să intre? Este un străin la ușă, El bate chiar acum, El a mai încercat și înainte, îl voi lăsa să intre? Dar de data aceasta sună altfel, eu trebuie să rămân în casa ta. Nu a existat nicio bătaie în ușă, ci o izbitură a prefăcut ușa în atomi și El a intrat înăuntru. Eu trebuie să rămân, eu voi rămâne, eu vreau să rămân. Nu-mi pasă că protestezi, considerându-te ticălos și necredincios. Eu trebuie, eu vreau, eu trebuie să rămân în casa ta. O, poate spune cineva, eu nu cred că Dumnezeu mă va face vreodată să cred așa cum crezi tu sau să devin vreodată creștin. Ah, dar dacă El va spune doar astăzi trebuie să rămân în casa ta, atunci nu va fi niciun pic de împotrivire din partea ta. Sunt unii dintre dumneavoastră care bajocoresc tocmai ideea de a fi un metodist ipocrit. Ce, domnule, presupuneți că voi deveni unul din oamenii dumneavoastră religioși? Nu, prietene, eu nu presupun aceasta. Eu știu sigur. Dacă Dumnezeu zice eu trebuie, atunci nu este nimic care să stea împotrivă. Să spună numai trebuie și așa va fi. Vă voi spune o istorioară care dovedește aceasta. Un tată voia să-și trimită fiul la colegiu, dar știind despre influența la care acesta va fi expus, era profund îngrijorat și neliniștit din cauza bunăstării eterne și spirituale a fiului său favorit. Temându-se ca nu cumva învățăturile credinței creștine, pe care el s-a străduit să îi le întepărească în minte, să fie brutal asaltate, dar încrezându-se în eficacitatea acelui cuvânt care este viu și lucrător, el a achiziționat, fără știrea fiului său, o elegantă copie a Bibliei și a așezat-o pe fundul cufărului său. Tânărul a intrat în colegiu. Curând, restricțiile educației sale pioase au dispărut, iar el înainta din speculație în îndoială și din îndoială în negarea realității religie. După ce a devenit, conform propriilor sale estimări, mai înțelept decât tatăl său, el a descoperit într-o zi, în vreme ce cotrobăia prin cufăr, cu o mare surpriză și indignare, comoara sacră. El a scos-o și gândindu-se ce să facă cu ea, a hotărât că aceasta poate fi folosită ca hârtie de șters briciul atunci când se bărbirea. De fiecare dată când se bărbirea, rupea câte o foaie sau două din Cartea Sfântă, până când jumătate din carte a fost distrusă. Dar pe când comitea acest sacrilegiu asupra Cărții Sfinte, ochii lui întâlneau când și când un pasaj care mergea ca o săgeată în inima lui. După un timp, el a auzit o predică ce i-a dezvăluit propriul său caracter și expunerea sa la mânia lui Dumnezeu. Aceasta i-a țintuit în minte imaginea ultimei file rupte din binecuvântata, deși insultata carte. De ar fi avut toate lunile la dispoziție, ar fi renunțat bucuros la toate, de l-ar fi ajutat să desfacă ceea ce a făcut.
După o vreme, el a găsit iertarea la cruce. Foile rupte ale cărții au adus vindecare sufletului său, pentru că l-au condus să se încreadă în mila lui Dumnezeu, care este suficientă pentru cel mai mare păcătos. Vă spun că nu există niciun ticălos care să umble străzile și să spurce aerul cu blasfemiile sale, nu există nicio ființă abandonată în așa fel încât să fie aproape la fel de rea ca Satan însuși, care dacă este fiul al vieții, să nu se afle în granițele milei. Și dacă Dumnezeu spune astăzi trebuie să rămân în casa ta, el fără îndoială va face așa. Simți, dragul meu ascultător, chiar acum ceva în mintea ta care pare să spună că te-ai împotrivit Evangheliei de multă vreme, dar că astăzi nu mai poți rezista? Simți că o mână puternică te-a prins și auzi o voce zicând, păcătosule, eu trebuie să rămân în casa ta. Tu adesea ori m-ai bajocorit, adesea m-ai luat în râs, adesea ai scuipat în față îndurarea mea, adesea m-ai hulit, dar păcătosule, eu trebuie să rămân în casa ta. Tu ieri ai trântit ușa în fața misionarului, ai ars broșura, l-ai bajocorit pe predicator, ai înjurat casa lui Dumnezeu, ai încălcat ziua duminicii, dar păcătosule, eu trebuie să rămân în casa ta și voi rămâne. Ce, Doamne, zici tu? Să rămâi la mine în casă? Dar este plină de nelegiuire. Să rămâi în casa mea, dar nu este un scaun sau o masă din ea care să nu strige împotriva mea. Să rămâi în casa mea, dar grinzile și bârnele și pardoseala, toate se vor ridica și îți vor spune că eu nu sunt vrednic să-ți sărut marginea hainei. Ce, Doamne, să rămâi la mine acasă? Da, spune el, trebuie să rămân. Este absolut necesar. Dragostea mea constrânge orică vrei să mă lași, ori nu. Eu sunt hotărât să te fac să vrei și tu mă vei lăsa înăuntru. Nu te surprinde oare faptul că Hristos nu doar te cheamă să vii la El, dar se invită pe sine la masa ta și mai mult, când vrei să-L îndepărtezi, El spune cu bunătate, eu trebuie, eu voi intra la tine. Gândește-te numai la Hristos căutând un păcătos, strigând după un păcătos, implorând un păcătos să-L lase să fie salvat de El. Și aceasta este tocmai ceea ce face Iisus pentru aleșii săi. Păcătosul fuge de El, dar Harul îl urmărește și îi spune, păcătosule, vino la Hristos. Și dacă inimile noastre sunt închise, Hristos își pune inima în acea ușă. Și dacă noi nu ne ridicăm, ci îl respingem cu răceală, El spune, eu trebuie, eu voi veni înăuntru. El plânge pentru noi până când lacrimile sale ne vor birui. El ne strigă până când strigătul său va învinge. Iar în ceasul său bine hotărât, El intră în inima noastră și va locui acolo. Eu trebuie să rămân în casa ta, a spus Iisus. Și acum, în ultimul rând, această chemare a fost una eficientă, deoarece vedem rezultatele ei. Ușa lui Zacheu a fost deschisă, masa a fost așternută, inima i-a devenit generoasă, mâinile i-au fost spălate, conștiința i-a fost ușurată, sufletul i-a săltat de bucurie. Iată, Doamne, a zis el, jumătate din ce am dau săracilor. Îndrăznesc să spun că jumătate din avuția mea a fost luată de la ei, iar acum le-o dau înapoi. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. O altă parte din avuția lui s-a dus. O, Zacheu, diseară te vei culca mult mai sărac decât te-ai trezit azi dimineață, dar de asemenea infinit mai bogat, sărac, foarte sărac în bunurile acestei lumi, în comparație cu ceea ce aveai când te-ai cățărat în sicomor, dar bogat, infinit mai bogat în comorile cerești. Păcătosule, vom ști dacă Dumnezeu te cheamă după aceasta. Dacă El te cheamă, aceasta este o chemare eficace. Nu o chemare pe care o poți auzi și apoi uita, ci una care produce fapte bune. Dacă Dumnezeu te-a chemat în această dimineață, vei arunca la o parte paharul de băutură și rugăciunile tale se vor înălța în sus. Dacă Dumnezeu te-a chemat în această dimineață, la magazinul tău nu va fi doar un oblon tras, ci toate și vei pune un anunț. Magazinul este închis în ziua de duminică și nu va mai fi deschis în această zi. Mâine poate fi o anumită distracție lumească, dar dacă Dumnezeu te-a chemat, tu nu vei merge. Și dacă ai jefuit pe cineva, și cine știe, aici poate fi și vreun foț. Dacă Dumnezeu te cheamă, atunci va fi o restituire a ceea ce ai furat tu. Tu vei renunța la tot ce ai, astfel încât să-L urmezi pe Dumnezeu cu toată inima. Noi nu credem că un om este convertit decât atunci când el renunță la căile sale greșite, când practic el este adus în punctul în care ajunge să cunoască pe Hristos însuși ca stăpân al conștiinței sale și să găsească plăcere în legea lui. Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el s-a găbit și a coborât și l-a primit pe Iisus cu bucurie. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acum, avem una sau două lecții. O lecție pentru cei mândri. Coborâți-vă, inii mândri, coborâți-vă. Îndurarea curge în văi, nu pe coama munților. Coboară, coboară, spirit semeț. Orașul semeț, el îl coboară până la pământ și apoi îl reconstruiește. Apoi o lecție pentru tine, sărmane, suflet disperat. Mă bucur să te văd în casa lui Dumnezeu în această dimineață. Acesta este un semn bun. Nu îmi pasă pentru ce ai venit. Poate ai auzit de un ciudat care predică aici. Nu contează asta. Sunteți la fel de ciudați ca el. Este necesar să existe un om ciudat pentru a aduna pe alți ciudați. Acum,
Am o mulțime de oameni aici. Și dacă ar fi să folosesc o metaforă, v-aș putea compara cu o mare grămadă de cenușă amestecată cu puțină pilitură de fier. Acum, dacă predica mea este însoțită de har de vin, va fi un fel de magnet. Nu va atrage nicio cenușă. Ei vor rămâne tot acolo, dar va atrage pilitura. Ar trebui să am un Zacheu acolo. Este o Maria chiar acolo sus. Este un Ioan chiar aici jos. O Sara, un William sau un Thomas acolo. Aleșii lui Dumnezeu, ei sunt pilitura de fier în congregația de cenușă. Și Evanghelia mea, Evanghelia binecuvântatului lui Dumnezeu, ca un mare magnet, îi va atrage afară din grămadă. Ei vin, ei vin. De ce? Pentru că a fost o putere magnetică între Evanghelie și inimile lor. A, sărmane păcătos, vino la Iisus, crede în iubirea Lui, încrede-te în mila Sa. Dacă tu ai dorința de a veni, dacă îți faci loc cu forța prin cenușă pentru a ajunge la Hristos, aceasta se datorează faptului că Hristos te cheamă. O, toți cei care vă cunoașteți pe voi și va fi păcătoși, orice bărbat, femeie și copil dintre voi, da, copilașilor, pentru că Dumnezeu mi-a dat pe câțiva dintre voi ca răsplată, vă simțiți voi și vă păcătoși? Atunci credeți în Iisus și fiți mântuiți. Mulți dintre voi ați venit aici din curiozitate. O, de v-ar întâlni Iisus să vă mântuiască. Eu sufăr pentru voi ca nu cumva să vă scufundați în focul iadului. O, ascultați-L pe Hristos când vă vorbește. Hristos spune în această dimineață, coboară, mergeți acasă și smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Duceți-vă și mărturisiți-vă păcatele pe care le-ați făptuit împotriva Lui. Mergeți acasă și spuneți-i că sunteți nenorociți, ruinați fără harul Lui suveran. Și apoi priviți la El, pentru că puteți fi siguri că El a fost primul care s-a uitat la voi. Tu spui, Domnule, o, sunt gata pentru a fi mântuit, dar mă tem că El nu vrea. Stai, oprește-te, să nu mai aud asta. Îți dai seama că aceasta este aproape o blasfemie? Nu întru totul. Dacă nu ai fi neștiutor, ți-aș spune că aceasta este în parte blasfemie. Tu nu-L poți privi pe Hristos înainte ca El să te fi privit pe tine. Dacă tu dorești să fii mântuit, El ți-a dat voința. Crede în Domnul Iisus Hristos și fii botezat și vei fi mântuit. Eu cred că Duhul Sfânt te cheamă. Tinere care stai acolo sus, tinere care stai în fereastră, grăbește-te, coboară. Bătrâne care stai pe aceste bănci, coboară. Negustorile de pe acel culoar, grăbește. Doamnă și domnișoară care nu-L cunoști pe Hristos, o fie ca El să te privească. Bunicuțu, ascultă chemarea Harului. Și tu, tinere, Hristos poate te privește. Eu așa cred și îți spune, grăbește-te și vino jos, pentru că astăzi eu trebuie să rămân în casa ta. Amin. Predică preluată din cartea Predici cu Har.